Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Prima probă e groasă. Ai cea mai mare adrenalină în momentul ăsta. Eu pot să fiu liliac sau mai degrabă liliac. Da, mai degrabă liliac. Sper să fie culoarea mea norocoasă. E Batman, Batman, Batman. Echipa liliecilor. Fizic și emoțional sunt pregătit pentru orice. Culoare albastru regal, care stă foarte bine, așezată bine. Și pe poleți, și la mânere, și la mâneci, și la... Deci e bine. Ăsta stă la o stație de toporaș, ăsta-i toporaș și ăsta-i spănăcel. Popi, popi. Am luat această bluză cu această culoare frumoasă, care mie mi-a purtat noroc. Popi, popi. Popi, popi, spănăcel. Zâmbiți, da? Relaxați-vă, da? Sunt foarte emoționat și abia aștept să înceapă primul battle să văd ce înseamnă într-adevăr focul ăla al competiției, să văd cum te simți acolo. Până una alta suntem cea mai bună echipă, deci numai dacă suntem noi fraier pierdem. Da, ok. Sunt stresat, sincer. E ceva nou pentru mine și trebuie să ies puțin din cochilie. Nu faceți cu tensiune, haide că trecem. Suntem cei mai buni. Tată, tu pari foarte tensionat acum și mă agiți. Eu acum nu. Eu mi-am revenit. Este foarte important să avem un lider în echipă. Cineva să preia frâurile și să fie cel care își asumă responsabilitatea. Eu sper că o să pot să fiu acea persoană. Îmi doresc să fiu eu acela. Este foarte important să avem încredere în el, să-și câștige și el încrederea egal cine va fi. Poate eu, poate restul. Dacă fiecare vrea să fie el șef și să dea cu pumnul masă, s-ar putea să plece mai repede decât să așteaptă. Ai emoții? Ce n-ai? N-ai fi. Abia aștept să încep. Nu? Mine să cred, eu chiar am ajuns până în echipe. Cred că nu conștientizez, e un vis așa prea mare, dar totuși mă văd îmbrăcat așa în culoarea asta și sunt super, super, super bucuroasă. Da. Ca să știi să fugi. Da. Am cea mai puternică echipă, adică bucătare de renume. Am o doamnă care a fost bucătăreasă la Familia Regală 7 ani, deci e bombă. Abia aștept să văd pe cine scot primul, pe cine dau afară, să-i bat eu un pic. Băi, și cu fugitul ăsta? Eu am fugit, ok, stați liniștiți. Șefului mi-a dat cuțit de aur. Am înțeles foarte bine conceptul și aștept că echipa se înțelege conceptul și mi-ajută pe mine și pe șef să castigăm concursul. Momentan suntem 7 necunoscuți care urmează să formeze o echipă și sperăm să formeze una bună, să-i batem pe toți. Mai mic? Dacă ții mâna așa curge. Sunt foarte mândră de tunica asta, pentru că știu cât de mult mi-am dorit-o. Ce vă dai seama că așa și... Ați transpirat? Presiunea e foarte... mare, nu știu, am pus asta pe mine, parcă m-a schimbat ca om, așa. Pentru mine tunica este cel mai mare grad pe care aș fi putut vreodată să-l am în imaginea familiei, al restaurantului soțului, deci pentru mine este maximul. Și mie-mi tremură. Salut, domnilor! Felicitări! Succes! Succes, succes! Succes, succes, succes! La fel! Și vouă, succes! Sunt gata de război toți. Toți vor să gătească, să se afirme. Cu siguranță, indiferent ce om avea de gătit, vom găti bine. Primul battle o să fie foarte greu, pentru că noi toți suntem persoane diferite, avem caractere diferite, proporția e de 5 bucătari profesioniști din 7. Încercăm să fim o echipă, dar în cele din urmă va fi doar unul care va câștiga. Soce! Soce! Așa, unde stau? În mijloc. Abia aștept să-mi văd echipa, să văd în ce stadiu se află ei, așa, emoțional. Dacă sunt pregătiți să depășim aceste momente grele împreună, să facem super farfurii împreună și să începem să câștigăm probe. Baftă, 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 baftă! Mulțumim! Baftă! La fel, băi! O să reușim să ne organizăm mult mai ușor decât ceilalți. Asta dacă nu o să intervină, bineînțeles, ego-ul fiecăruia. Cum e, babană? Cu un lucru atât de mic poți să faci atât de multă lume fericită. Hai, bă, zi, bă! Bine, bine, bine! Mi-am făcut echipa în așa fel încât să fie o echipă de luptători, o echipă de oameni care să-și dorească să meargă mai departe, oameni care să se bată pentru ceea ce își doresc ei să obțină. Scopul principal este să ajung să câștig cel puțin 6 battle-uri. Primul battle întotdeauna e periculos. Indiferent ce ne dă de gătit,
că nu ne cunoaștem, de-aia e periculos. În echipa noastră, ca lider, ar putea fi Ernesto, a luat cuțitul de aur. Are 25 de ani de bucătărie în spate și sperăm așa să ne sudeze ca echipă și să ne ghideze spre finală. Poți să ai tu 30 de ani de experiență, dacă nu ești omul potrivit la locul potrivit, poți să dai kicks și să pleci acasă. Așa că vreau să fiți foarte activi, foarte activi. Acum intră The One. Ca pe catwalk. Am avut așa o senzație puțin stranie, pentru că erau foarte mulți. E ceva inedit să-i vezi așa 6 sezoane, să vezi câte 6 în echipă și dintr-o dată să vezi 7. Sunt niște oameni și bucătari desăvârșiți, sunt cei mai buni din tot ce am reușit noi să strângem în sezonul 7 în preselecție și în bootcamp. Eu nu mi-am dorit să fac parte din altă echipă, eu mi-am dorit să fac parte din echipa lui Scărlătescu. Vrem cu toții să-l facem mândru pe Cătălin, pentru că ne-a ales. Nu credeam că o să mă aleagă, nu credeam că sunt pe stilul lui, doar dacă îi place războiul. Chiar vreau să ajungem până în final. Chiar vreau să încercăm să vedem Scărlătescu, nu poate. Băi! Rupem! E normal să spun despre ei mei că sunt cei mai frumoși, cei mai voioși, dar nici colegii mei n-au făcut niște alegeri ciudate. Toți concurenții de anul ăsta sunt buni. Mi-am făcut o felul de strategii în funcție de amuletele pe care le am și amuletele pe care le au ceilalți doi șefi. La Florin e mai greu să n-are decât două simpluțe, bună pentru el. Eu vă spun repede 2-3 hinturi că s-ar putea să mă blocheze la că are o amuletă care poate să mă blocheze. Un sfert de oră și n-am ce să vă spun. Cătălin este problema cea mai gravă în acest sezon. În funcție de cum le folosește el, va trebui să le folosesc și eu. Asta e cea mai tare, că poate anula orice. Asta e de râs că le schimb între ei. Se pot consuma foarte repede amuletele și mai ales dacă pe ei excită gândul că gata, îl blocăm pe Dumitrescu, poate să o dea de gard. Wow. Uai, ce urâtă e asta! Wow. Pe mine mă trimiteți la sabotat dacă e că mă încep, dublu agent. Dacă cumva mă îngheață Cătălin sau face el vreo nefăcută, am și eu 15 minute la dispoziție extra. Asta mie mi se pare discriminare. Noi avem câte un suport pentru 7 amulete, Florin are 2 amulete cu 2 suporti. Băi, da. Sezonul ăsta o să-i importante. Spun, sezonul ăsta o să-i spun așa, Florin 2 amulete. Nutri? Nutri 2. Dacă băieții au de gând să blocheze, să așa, ce să fac? Asta e, n-am cum să-i opresc. Vrei să nu rămână la tine, Cătălin, 2 betele. Nutri? Mai contează. 2. Eu plecând pe picior de handicap cu doar 2 amulete, sunt sigur să-l astă că celelalte 2 facțiuni își vor arunca toate amuletele împotriva mea. Strategia mea este să supraviețuiesc. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.